Bună, dragele mele, și bine v-am regăsit la un nou proiect împreună. De data aceasta vom face la fel un iepuraș pe zdrângănea, pe inel de lemn. Astăzi îl facem așa și sper să reușesc să-i fac și corpul pe viitor, așa la un ursulică. Acesta l-am făcut cu firul Peria, Baby Soft, da? De la Fire Tricotat Povești. Și alături de voi voi lucra varianta masculină și pentru băiețel voi folosi Alize Cotton Gold. Este un fir la fel, un amestec de bumbac și acril. Pentru cap o să fie Alize Cotton Gold unii. Îl găsiți la Fir de Tricotat Povești la 11 lei, 100 de grame, dacă nu cumva o să-l mai găsim și la oferta de la ora 8, firul de la ora 8, unde odată era 9,90 lei, un preț foarte bun. Iar pentru bot o să-l fac cu Alize Cotton Gold Tweed, acesta la fel. L-am văzut la Fir de Tricotat Povești, deocamdată stocul este epuizat. Ar fi 12 lei 100 de grame. La fel este un fir bun pentru jucării, un pic mai subțire decât peria, de exemplu. Am văzut persoane care lucrează cu croșete de 1,75, unele chiar cu 1,50. Mie deja merge greoi. La 1,75 îl voi lucra cu croșete de 2. Veți mai avea nevoie? Bine, voi veți folosi firul pe care îl doriți. Veți mai avea nevoie de ochișori, de un ac de cusut, să le prindem pe toate, un pic de umplutură, o zdrângănea. Ochișorii mei sunt de 6 mm, am și un marcator și inelul de lemn. Acest ursuleț l-am făcut pe inel de lemn de 5. Aceasta este diferența între 5 și 7. Mie mi s-a părut că se potrivește și aveam câteva din acestea. Un ac de cusut mai aveți nevoie și sper că le-am zis pe toate. Începem ca de obicei cu un cerc magic și vom lucra la primul rând 6 piciorușe scurte. Lucrăm în spirală și vom alege varianta în care nu se face hexagon. Da? Lucrul așa cum v-am prezentat la perinița de ace. 3, 4, 5, 6. Deocamdată, la rândul 2, facem 12. Voi pune eu firul jos. Pentru acest proiect va fi necesar să cunoașteți termenii de cerc magic, piciorul scurt, da? Înmulțire, scădere, lucru în spirală. Nu este fiecare proiect pe care lucrăm nu este destinat începătorilor. Asta trebuie să menționez că am câteva filmulețe cu elementele de bază și încerc să mai filmez pentru începători pe care îi sfătuiesc să înceapă cu elementele de bază și exersarea lor, nu cu un proiect direct.
Haideți să ajungem, să mergem la rândul 3, unde facem un picioruș scurt și o înmulțire până la capătul rândului. Vom avea 18 piciorușe scurte. Iar rândul 4 vom face un picioruș scurt, o înmulțire și 2 piciorușe scurte, o înmulțire, ceea ce facem, repetăm de 5 ori, da? La finalul acestui rând vom avea 24 de piciorușe scurte. Da, și terminăm cu un picioruș scurt. Avem 24, mergem la următorul rând unde facem 3 piciorușe scurte și o înmulțire până la capătul rândului. De 6 ori repetăm modelul, 3 piciorușe scurte și o înmulțire și vom avea 30 de piciorușe scurte. După cum vă spuneam, prin acest model evităm forma hexagonală pe care deseori o iau jucăriile, amigurumi, capul și ce mai facem dacă mergem cu înmulțirea în același loc. Trei, patru, cinci. Voi puteți folosi și marcatorul, da? Pentru a vă fi mai ușor. Am ajuns la capătul rândului. Următorul rând îl încep cu 2 piciorușe scurte. Haideți să-mi pun și eu marcatorul. 2 piciorușe scurte și o înmulțire. Și mergem mai departe cu 4 piciorușe scurte și o înmulțire până la capătul rândului. Vom avea 36 de piciorușe scurte. Dragile mele, vă mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile frumoase ce mi le-ați lăsat la video aniversar, când am împlinit 1000 de abonați. Mulțumesc din suflet, toate mi-au plăcut. Mi-aș fi dorit să vă dau tuturor un coșuleț. Felicitări și câștigătoarei! M-am bucurat că este la început de drum, o începătoare, de aici, de la Sighișoara, de unde sunt acum. Și m-am bucurat că îi ofer acest coșuleț și sper să aibă un start bun în croșetat, ne arată cât mai multe proiecte. Vom mai face un giveaway la 2500, deci nu uitați să vă abonați, să dați like la filmulețele care vă plac, pentru că mă ajută și pe mine să știu ce să vă ofer mai mult. Termină acest rând cu 2 piciorușe scurte, da? Și următorul rând vom face 5 piciorușe scurte și o înmulțire. La capătul rândului vom avea 42 de piciorușe scurte. După cum vă spuneam, mă ajută foarte mult pe mine și dacă îmi lăsați comentarii, sugestii, dacă îmi dați like la videouri, dacă îmi vă abonați, pe mine mă ajută și mă bucur mult că mă susțineți în primul rând. M-am bucurat mult de fiecare mesaj în parte.
cel mai mult. Sunt bucuroasă că mai multe fete au început să croșeteze datorită videourilor mele. Dar mă bucur pentru fiecare jucărie pe care reușiți să o faceți alături de mine. Mulțumesc mult și de-abia aștept să mă apuc să pregătesc cadou pentru 2500 de abonați. Până atunci vă mai pregătesc surprize așa cum v-am obișnuit. Da. Deci, termin cu 1, 2, 3, 4, 5. Șase, șapte, un weekend. Cred că pe sâmbătă o să facem și extragerea câștigătorului tombolei lunii martie, martie-aprilie, da? A început pe 8 martie și până pe 8 aprilie. Ne-am gândit alături de fire de tricotat povești, pentru că foarte multe dintre voi mi-ați spus că ați comandat și apoi ați aflat de concurs și n-ați trecut codul, bacalați, ați văzut video-ul, dar ați uitat să treceți codul la comandă și m-am gândit, pentru că suntem și în această perioadă și sărbătorile și vreau să vă fac o surpriză și să participe toate comenzile care au fost plasate în această perioadă la fir de tricotat povești. Vor participa la această tombolă ca un cadou din partea mea. Vă mulțumesc și celor care ați adăugat coșul. Mă gândesc la o formă în care să trec numele vostru de două ori pe listă, să aveți un pic mai multe șanse la acest premiu. Dar ca un cadou din partea noastră, din partea mea, voi extrage din toate comenzile plasate în această perioadă un nume. Bun. Ce am zis? Că am uitat unde suntem. Da, la următorul rând facem 3 piciorușe scurte, o înmulțire și 6 piciorușe scurte și o înmulțire. De 5 ori repetăm asta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Șapte, opt și vom termina cu 3 piciorușe scurte. Opa. Așa. Rândul 9 va fi ultimul rând în care înmulțim și vom face 7 piciorușe scurte și o înmulțire până la capătul rândului. Vom avea 54 de ochiuri de piciorușe.
ajuns la capătul rândului 9 și de aici o să lucrez rândul 10 până la rândul 20 inclusiv, voi face 54 de ochiuri, da? Deci vom merge fără nicio înmulțire până la capătul rândului 20, unde ne întâlnim să continuăm. Bun, am terminat rândul 20. Acum încep să scădem. Începem să scădem. Rândul 21 vom face să ajungem la 48. Adică facem 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte și o scădere. Vă amintiți, da? Cum fac eu scăderile? Doar un bucla din față până la capătul rândului. Repetăm chestia asta de încă 5 ori, da? Facem modelul de 6 ori în total ca să rămânem apoi cu 48, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descăzut, o să scad eu normal, 5, 6, 7, 8, eu așa mă verific, dacă și aici, deci dacă-s bine, 3, 5, 6, 7, 8, atunci la capătul rândului. Descăzut o să scad normal, adică aici nu o să se mai vadă, așa că următorul rând, rândul 22, fac 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte și o scădere. Sincer, eu acum nici nu mai număr și nici nu mă mai folosesc de marcator. Scuze. Ne-am răcit cu toții. Pentru că văd piciorușul dinaintea scăderii. Uitați că vă arăt exact. 3, 4, 5. Da, aici ceva n-am făcut bine. Și anume, ce? Aici am așa. 3, 5, 6, 7. 3, 5, 6. Acum e bine. Făcusem o scădere în plus. 1, 2. 3, 4, 5, 6, da? Și se vede aici, am scăderea și mai am un picioruș. Întotdeauna aici scad. Fac următoarea scădere, da?
Mi-ar plăcea să-mi lăsați în comentarii ce proiecte v-ar plăcea să mai lucrăm împreună, ce animăluțe sau dacă vă plac jucăriile sau dacă aveți sugestii pentru mine, pentru tutoriale, ce v-ar fi de folos. Eu sunt foarte deschisă, v-am mai spus, la sugestii și dacă îmi lăsați comentarii, voi ține cont de dorințele voastre. Pe viitor vreau să facem o oiță împreună și o păpușică, adică gen balerină, dar poate o păpușică simplă. Așa cum v-am arătat eu, dacă mă urmăriți pe pagina de Facebook, ceva de genul. În legătură cu asta vreau să vă spun că eu lucrez după multe modele scrise de alte doamne și acelea nu le putem lucra exact împreună, da? Pentru că e munca doamnelor și e interzis să fie reprodus. Majoritatea sunt plătite, dar și dacă sunt gratis, să știi că nu e voie să, ca eu să fac tutorial după modelul altcuiva. De aceea durează puțin mai mult, pentru că, în mod normal, trebuie să... Deci trebuie să inventezi modelul și durează. Nu iese totdeauna cum îmi doresc, da? Mă inspir din anumite poze și încerc să creez eu modelul și de aceea durează. Pentru că mie mi-ar fi foarte ușor să am modelul altcuiva și să lucrăm împreună, păi nu ne-am mai opri. Tot ce aș lucra cu voi. Din păcate însă nu merge așa. Dar încerc să fac modele pentru voi și mă ajută sugestiile voastre ce ați mai dori să lucrăm. Eu mă gândeam pentru ursulica aceasta, de exemplu, să facem și corp împreună, o punem și pe o păturică, vă arăt cum se lucrează și faceți așa ca seturile, da? Am observat că sunt foarte apreciate seturile acestea pentru bebeluși, pentru nou-născuți. Sunt un cadou frumos. Iar păturicile acelea pentru somn, iarăși, sunt foarte drăgălașe. Și pentru nou-născuți, de exemplu, se ține pe pielea mamei o perioadă și se pune în pătuțul bebelușului. Se simtă mirosul mamei, da? Că împrumută din mirosul mamei și atunci păturica va sta în pătuț, lângă bebeluș. În cazul în care bebelușul doarme în pătuț. Ai mei au simțit amândoi mirosul mamei de la mine, pentru că nu am reușit să dorm cu ei, dormim separat. Mă trezeam de prea multe ori și nu reușeam să mă odihnesc deloc. 3, 4, am ajuns spre final. Aici deja puteți începe să umpleți. Da, cel mai bine începem să umplem. Na, cred că trebuia eu să încep mai devreme puțin, că mi-e cam mică găurica. Să vă arăt eu ce fac. Ochișorii. Mie îmi place să fixez ochișorii după ce am făcut și botul jucăriilor. Se găsesc o poziție pentru bot și în funcție de poziția botului, atunci fixez eu
Ochișorii, chiar dacă va trebui să scot puțin din umplutură ca să-i pot securiza. Da, aproximativ umplu acum și apoi când voi băga ochii, poate va trebui să mai scot un pic din umplutură, dar nu e o problemă pentru că eu am observat că expresia feței e mult mai drăgălașă atunci când fixezi ochii în funcție de bot. Deocamdată mă opresc aici. Da. Ce vă mai trebuia? Foarfecă, da? Dacă nu am una la îndemână, nu știu pe unde o fi. Unu, doi, trei. Și mai o să am un singur rând. Îmi las eu niște fir. Nici așa, mă duc așa. Îmi las loc să pot să intru și să scot și să îmi bag și ochișorii. Da? Ia să vedem. Da, nu-i mare diferență, așa-i? În funcție de... Din asta am lucrat, să știți. Am lucrat chiar din mijloc. Nu trebuia să scot, de fapt. Of, Georgie. Stați așa. Deci, în funcție de genul ursulețului, la fetiță am făcut cerc magic 6, 12, 18 și atâta. La băiat vreau să-i fac un bot mai mare și voi merge până la 30. Încerc o șmecherie. Sper să-mi și iasă. Deci mergem 6 în piciorușe scurte. Începem ca de obicei în cercul magic. Să aveți grijă că uitați la ursulica mea. I-am făcut gurița un pic mare. Mi s-a deschis cercul. Bun. Deci ca de obicei mergeți cu înmulțiri, rândul 2 în fiecare ochi pentru a avea la final 12. Să vedem, și 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, da. Și atunci rândul 3, 18, rândul 4, 24, da? Și nici nu mai trebuie să vă... Puteți să mergeți în mod ca normal, să mulțiți în același loc. La botuleț. Sau nu? Haideți să-l facem rotund, rotund, să nu iasă hexagonal, că totuși sunt 30, scuze. Aici 18 și aici încep 1, înmulțire, 1, 2, facem la rândul acesta 24, mi-mi place mult și firul acesta, deși el e mai moale puțin, mai bleg, aș zice, decât cele pe care le-am încercat, care sunt speciale pentru amigurumi. Îl simt eu așa mai slăb, nu mai,
ceva mai slăbut sau nu știu cum să zic. Nu e așa bogat, îndesat sau... Bine, că dacă l-aș lucra cu 1,75, să știți că e mai bătut, mai țeapăn. Am încercat și am început să fac piciorușele la o păpușică pe care o să o lucrăm împreună, testez aici și e făcută cu cotton gold cu 1,75 și e destul de țeapănă, sincer, dar merge, mie merge foarte greu. Croșeta, mi-a agață, mă blochează cumva. Să vedem ce am făcut aici. 1, 2, aici am înmulțirea. Ah, scuze. Am ajuns și am 24 și acum rândul acesta fac 1, 2, 3, 4, 5. Și la finalul rândului voi avea 30. Scuze, sunt cam răcită. Nu știu că nu mă mai lasă. 3, 4, 5, 1, 2. Și am ajuns la finalul rândului 5 și o să mai vreau să fac încă un rând, fără înmulțiri, să fie 30. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. Da, și se adună așa un pic, se face un pic mai bombat. Dacă mai faceți un rând. Așa. Mai avem doar urechiușele. 3. Pentru cap. Și aici fac un picioruș alunecat și cam așa o să fie botulețul nostru, puțin mai bombat la băiețel și mai mare, îmi las suficient fir încât să cos. V-am zis eu că n-am la îndemână foarfeca, am uitat să vă zic de asta și vouă că aveți nevoie, dar e cam de la sine înțeles, da? Și aici voi încerca, ia să văd în ce rând am pus. 3, 5, 3, 10, 3, 15. Între rândul 15 și 16 am pus ochișorii fetiței. Voi încerca la fel să fac și pentru băiețel, dar botul... Hai să vedem. 3, 5... 3, 10, 3, un pic mai jos. 1, așa. Și vreau să pun cumva botul. Aș vrea să-l prind mai un pic, să fie turtit așa. Știți? Cum zic? Asta e ideea mea. La băiețel. Chiar dacă l-am făcut rotund, să-l fac puțin, puțin oval. Așa m-am gândit. Aici să pun, să marchez pentru ochișori. Cam așa o să-i pun eu. Așa. Haideți să facem și o urechiușă.
Ce ziceți, îl facem? Hai să fac urechiușa tot cu acest fir, că mie-mi place. Și atunci, urechiușa, facem așa, un cerc magic cu 6 piciorușe scurte. Rândul 2 facem 12, ca de obicei. Ia să vedem. 3, 10, 11, 12 și rândul 3, 18. Cam atât cu înmulțitul la urechiușă. Apoi mai facem încă două rânduri cu 18 piciorușe scurte, deci fără înmulțiri mergem încă două rânduri pe 18 până la finalul rândului 5. După ce am terminat și rândul 5, am lăsat o codiță cam lungă aici, închid urechiușa și prin ambele părți lucrez piciorușe scurte până în capăt. Îmi închid eu urechiușa. Am ajuns în capăt. Am rupt, că n-am forfecă și nu m-am dus după ea. Și să vedem cum o să iasă ursulica al nostru. Îi găsim poziție la urechi. Ne ocupăm și de ochișori și de botuleți. Stați așa. Să-mi iau eu ochii de 6, miculuți, drăguți. Așa. Cam aici o să fie ochișorii. Ăsta aici. Și ăsta aici. Aici. E bine oare? Un pic mai încoace tu? Ba nu, că ești bine. Așa. O să fii și tu. O tulică pe aici. O să-mi coț botulică ca să văd ceva. Am vrut să-i pun un botuleț din ăsta de năsucă. Gata. De jucărie, dar nu. Nu mi-ar place cum arată. O să-l coasem. Ia să văd eu. Mă apuc frumos și cos botul, pe care un pic la final îl umplu.
lucrez și ultimul cu 6 scăderi și atunci închid ochiul, închid capul. Un pic e mai greu așa, dar aici oricum nu se va mai vedea. Călcoasem pe inel. Na, bun. Ok. Un ochi alunecat și după aceea îmi trag eu. Așa. O să fie drăgălaș? Ce ziceți? O să-mi cos și urechile. Am cusut și urechile. Voi lega capetele, le voi înoda. Bun. Aici vom închide. Cum așa arată el. Ursulețul, înainte să-i coasem și botul și sprâncenele. Pentru sprâncenuțe am cusut cu un fir de ață, normal, da? Și botul îl voi lucra cu fir din acesta, din Alize Cotton Gold, dar îl desfac. Cred că v-am mai arătat eu trucul, merge la mai multe, merge și la peria, la iarnă art jeans, la cartopi amigurumi și mi se pare foarte ok să coasem o parte din acest fir, da? Să desfacem mai multe. Pentru bot o să-mi pun firul în două. Așa. Să vedem cum să-l facem. Între ochișori, așa. N-am o regulă anume. Cam cum îmi iese. Băiețelul. E drăgălaș? O să-i fac eu o dungă așa în jos, să-l facem să zâmbească. Să vedem, ne iese. Hop, hop.
Nu prea iese. Op, acum îmi trebuie neapărat o foarfecă. Cam așa e el, botulețul. Mi-am făcut nodurile necesare și am tăiat, am scurtat, am îndesat și acum voi coase aici. Să închei. Bun. Vedeți cum se încheie de drăguț. Așa, cu ăsta eu voi coase de inelul de lemn. Vă place drăgălașul de el? De-abia aștept să-i văd pe ai voștri. Parcă e mai drăguță ea cu botulițul ăsta mai micuț. Da? Lui i-am așezat ochii și un pic mai jos. Cu un rând. Haideți să-l coasem pe inel. Partea de pe inel o să o fac ca la ea, adică o să încep cu asta. Fac nu, ochi de început și mă duc cu un lanț. Am făcut de 9, să văd. Trebuie măsurat și voi la fel veți măsura, da? E bine. 9. Duc cu piciorușe scurte și alternez cu albul meu. Unt. Da? Mai fac un rând. Două rânduri cu o culoare, două cu cealaltă culoare. Le alternez, la final le cos pe inel, mai cos și capul și un papion facem. Da? Am schimbat culoarea și așa mă duc până am o lungime potrivită. Ce idee mi-a venit mie în timp ce făceam partea aceasta, care ar trebui cusută așa pe inel, este... Ai trecut și așa. Ți-i fac și o păturică. Dar, ga, numai că îl pun pe inel că e tare drăguț. Mă gândeam să fac pe păturică și să facem și niște mânuțe împreună. O să facem. Dar acesta îl pun pe inel, că îmi place cum arată. Eu cred că v-am arătat cum îl cos eu pe inel. Nu-i mare filozofie. Mie îmi place cum arată. E drăgălaș. Ce am vrut să zic? Înainte să am canalul de YouTube,
pe pagina mea George și Croceta fermecată, am în lucru majoritatea jucărilor de acolo pentru bebeluși, sunt cu bumbac mercerizat 100%. Acum, de când descoper fire noi sau metode noi, mă tot documentez, mă uit pe internet, m-am verificat modele, am văzut că foarte, foarte multe rusoaice mai ales lucrează aceste jucării cu acest alize coton gold, cu yarnart jeans, pentru că e un fir într-adevăr combinat cu acril, dar e frumos, e frumos. La Peria cel mai mult îmi place că are și un pic de luciu și seamănă puțin cu cel mercerizat, dar și acesta nu e așa, nu știu cum să zic. Se simte bumbacul și îmi place cum se pretează pe model și arată frumos. Nu e așa? Mai cos capul pe inel. Da? Încercăm să-l poziționăm central. Și un papion. Am terminat de bibilit, de cusut. Ia, drăguț ești. Nu e așa, că e drăguț. Îi mai fac un papion la băiețel. Am terminat. El este... parcă ea e mai drăguță, cu botulețul mic, dar am vrut să vă arăt cum se face și ăsta mai mare. De-abia aștept să văd proiectele voastre și cum vă ies vouă ursuleții aceștia pe inel de lemn. Și nu uitați, dacă faceți postări pe grupuri, să... nu uitați să mă etichetați în postările voastre ca să văd și eu lucrările voastre, bine? Vă mulțumesc și pe data viitoare spor la lucru și ne întâlnim în weekend pentru extragerea câștigătoarei și să vă urez sărbători fericite! Pa!